ajutorul Național Geografic, ne aflăm acum într-o rezervație naturală pe nume Petrinca. Vom vedea o pasăre rară. Se numește Meleagris galopavul. Observați? O felină. Gata să atace această pasăre rară. Vă spun eu, e pe cale de dispariție această pasăre. Vom intra în habitatul lui natural. Aici este habitatul lui natural. Va trebui să vedem unde sunt ascuns. Minunata Meleagris galopavul. Oamenii din această zonă îi spun curcan. Vedeți, acesta este un strigăt de luptă. Voi încerca să mă apropii. Aceea este femela. Ea este prima pe cale de dispariție. Pentru că în seara asta cineva o va tăia și o va găti. Se pare că nu sunt păsări foarte sociabile. Dar voi încerca să mă apropii de ele. Acum uită curcănița singură. Nu știu, opa, s-a supărat. Dane, să nu-i smulgi o pană. Hai, gata. Ia-l în brațe. Băi, nu-i smulge pana, ce faci? Dane! Nu ți-e milă de el? Vom testa teoria cum că dacă ești îmbrăcat în roșu, curcanul te aleargă. Să vedem dacă e adevărat. Suntem un fel de meat busters. Voi trece întâmplător, fără să-l atac.
Din nou, în prim plan, urcănelul nostru. Vă întrebați poate de ce este singur. Cum vă spuneam și data trecută, urcănița e pe cale de dispariție. Așa că a plecat. Nu mai este. El acum nu știu cu cine mă confundă. Ia, bă, ce faci, mă? Da, bună ziua. Ia spune, cu ce pot să-ți fiu de folos? Ia zi. Asta este mâine? Da. Deci curcănița a plecat departe. Cum vă spuneam, poate o parte... Poate dă un șut. O parte din curcăniță se află aici. În castronul de pistie. Altă parte de curcăniță a plecat în tava de la cuptor. Deci curcănelul, pare rău, îți prezint pe curcănița ta. Uite-o. Cum afla că e piftie? Și dacă e piftie, ce să-ți fac? Măi, e piftie. Păi dacă e bună, am mâncat și noi din ea. Băi, tu ești prost. Băi, e la cuptor partea cealaltă. O să o mâncăm diseară. Da? Și dacă nu ești cu minte, te mâncăm și pe tine. Ai grijă. Pleacă acum, uiși. Gata. Ce faci? Nu ești prost. Ești prost? Ești prost? Du-te la plantația ta și faci-te. Poate tu dă mâna. Da. Hai, dă noroc. Dă noroc. Da, nu vei picioare în cap. Dă-mă noroc. Dă-mă noroc. Hai, nu te prostiți. Ui. Hai, noroc. Sare în cap? Auzi, că sare în cap. Piftie. E piftie. E fric. Gata. Piftie, băiat. Piftie. Nu uite cum stă acolo. Da. Era cumințit. Da. Vezi? Tată, că-l mângâie. Da, băiatul, e piftie, tată. Nu mai da cu ciocolată. Nu e nevoie. Nu e nevoie. Da, băiat frumos. Mai cu minte. Curcan cu minte, da. Da. Că nu bravo, băiat, bravo. Da, să mânci. Băiat cu minte. Că a dat-o lăbuță. Nu, că a plecat-o și că... Păi da? Și ce cauți acolo? Știi că mi-e voie la curcan? Te ciupește. Fraierul ce 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 pește cu băiatul? Nu-i voi acolo. E băiatul. Bă, alea arzi ca jos. Acum te ceartă ea, că ce ai cu curcane? Dacă măsa aia a spus că nu-i voie, nu? Bă, tată, dar urât a făcut la curcane. Ce-a văzut? Bă, nu suportă curcanul. Ce-ai făcut? E frică că ia loc. Ce-ai făcut? E gelos? Nu, te rog, nu te rog. Flo. Ninge.